Sala polivalentă de la Pietra Neamț a fost lăsată în paragină, dovadă fiind starea în care se află atât pe o parte de clădire cât și în parcarea din fața acesteia. Bordurile sunt sărite, plăcile de la scăr la fel, iar semnele de infiltrații din cauza ploilor apar la baza clădirii. De puține ori vedem că sunt organizate aici evenimente culturale sau sportive, chiar dacă investițiile făcute în sală sunt foarte mari. Sala polivalentă a fost finalizată în anul 2010 și este un complex sportiv care poate găzdui meciuri de fotbal, volei, handbal și evenimente artistice, fiind a doua sală ca mărime din țară.